Ana Maria Prodan a făcut declarații despre cele mai noi dezvăluiri din showbiz referitor la Amanda, soțului ei, care apare în fotografii sărătându-se cu Camara Ghetti, cântărețul de la Alb Negru. Gigi Becali mi-a zis față în față că Laurențiu are o amantă, eu am rămas uluită pentru că nu știam ce se întâmplă. Eu, pentru fotbaliști, eram soldatul universal. Îi verificam non-stop. Eu i-am spus soțului meu că sunt niște probleme mari cu domnișoara în cauză. El nu a crezut. A zis că domnișoara a făcut Cambridge, care avea o firmă. Și uite că am aflat și de Camara, care a fost la noi la botez. Camara i-a dat un mesaj lui Laurențiu și i-a spus cât de mult a greșit. Dacă azi a apărut ceva cu Camara, mâine poate apare altceva. Mie Laurențiu mi-a predat o lecție în viață, ca și Gigi Becali. Stai cu un om o viață și nu-l cunoști, a declarat Ana Maria Prodan. Aceasta a mai spus că nu și-a controlat niciodată soțul, lucru de care nu-i pare rău. Eu nu mi-am verificat soțul niciodată, nu i-am căutat în telefon. Toate mail-urile noastre erau la comun, aveam parola de la telefon. Necontrolând și neavând astfel de gelozii, mereu am fost mândră de soțul meu, eram mândră când cineva îl admira. Nu îmi pare rău că nu l-am verificat, pentru că încrederea este elementul care coordonează tot, a mai precizat Ana Maria. Aceasta s-a răspunat oarecum și a făcut-o pe actuala iubită a fostului ei soț ca fiind de proastă factură. În plus, impresara spune că ea este frumoasă și deșteaptă. Eu am avut o creștere dată de un tată polițist care întotdeauna mi-a spus că sunt lucruri în viață care nu se pot controla. Aș fi ipocrită să spun că soțul meu are așa ceva. Noi ne-am ajutat reciproc. Eu nu m-am uitat către lumea asta de proastă factură. Mereu am râs de astfel de fătuci. Le spuneam și jucătorilor să nu se uite spre așa ceva. Veți găsi în descriere și în dreapta sus mai multe informații despre acest caz, despre cine este Corina, poze cu aceasta, declarațiile lui Prodan, dar și multe altele. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să fiți la curent cu acest subiect.